Motivația supremă pentru mine este să devin de la zi la zi mai bun. Prima mea victorie, pe plan internațional mă refer, a venit la campionatul balcanic din 2012. Am concurat în proba de 8, iar acolo am câștigat și am văzut că este foarte frumos cântându-ți imnul. Trăi niște sentimente pe care înainte nu le știam, cum toată lumea te privește, cum toată lumea se uită la tine, îți acordă atenție și am spus: aici îmi este locul, așa o voi continua. În 2014 a fost a doua ediție a Jocurilor Olimpice de Tineret, în China, unde am reușit să obțin medalia de aur alături de colegul meu, Robert Dedu. În aceeași probă pe care o concurez și acum, proba de dublu rame, pot spune că a fost un vis devenit realitate. După o îndelungă selecție, am ajuns în barca de dublu rame masculin, care concurăm și astăzi. Antrenorul Antonio Colamonici și omul Antonio Colamonici ne-a crescut, cum îi place lui să spună. În 2017 eram niște copii și astăzi am devenit niște bărbați care merge la cursă, știm ce avem de făcut, sigur pe noi, și așa au apărut și rezultatele. El a lucrat pe partea aceasta al mentalului, pentru că asta lipsea și consider că lipsește sportivului român. După câștigarea aurului european în 2020, da, ne-am demonstrat că ceea ce facem zi de zi facem bine, că trebuie să avem mai multă încredere în noi, faptul că visele pot deveni realitate. Pentru Tokyo mi-am pus foarte mari speranțe și îmi doresc din tot sufletul să mă întorc de acolo cu o medalie și să scriem acea istorie pe care am început-o în 2017. Concurența cu acest echipaj al croaților, frații Sinković, este o luptă foarte dificilă, ținând cont că ei sunt vicecampioni olimpici, campioni olimpici. Sunt doi sportivi puternici, doi sportivi model. Dar cum am reușit să-i învingem odată, vom mai reuși să facem asta. Fiind un echipaj tânăr, eu și Marius, comparativ cu rivalii noștri croații, care au peste 30 de ani, este un plus. Cu fiecare etapă, cu fiecare an care trece, pentru noi dobândim mai multă experiență, mai multă muncă, mai multă forță, iar ei îmbătrânesc. Campionatul european de la Varese nu a fost o experiență foarte plăcută pentru noi, obținând doar locul 4, ținând cont că anul trecut am câștigat, dar în sport nu este vorba doar despre victorii, doar despre zâmbete, doar despre bucurii. Trebuie să vină și astfel de momente din care trebuie să înveți, să o iei de la capăt și să devii mai puternic pentru competițiile ce urmează. Diferența în lupta pentru medalii la fiecare concurs, nu doar la Jocurile Olimpice, o face dorința și foamea de a te afirma, de a fi cel mai bun, de a fi în față. Am un noroc foarte mare având-o pe Marius ca și coleg, ținând cont că el are o experiență foarte mare în spate, are deja două Jocurile Olimpice la care a participat, iar motivația există zilnic, la fiecare antrenament. Ne dorim să devenim din ce în ce mai buni, din ce în ce mai perfecți, dacă se poate. Iar lucrurile astea se văd, pentru că de la etapă la etapă, timpii obținuți sunt din ce în ce mai buni și de aceea rezultatele pe care le-am obținut, consider eu, sunt foarte importante. Ce nu aș vrea să uite Marius niciodată este faptul că toată răbdarea pe care a avut-o cu mine în tot acești ani a meritat și cursa pe care o vom face la Tokyo va fi drept mulțumirea mea pentru răbdarea pe care a avut-o cu mine. România va fi acolo unde este locul, România va fi numărul 1.